Hai, salut băbăți, bine v-am regăsit la un nou video pe canal. În videoul de astăzi o să luăm noul skin Pelu, adică noul skin, skinul Pelu care este singurul pentru că am terminat Battle Pass-ul. Dar înainte să începem cu meciurile și să luăm acel skin, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Iar dacă vreți să primiți notificări de fiecare dată când postez, să apăsați și să activați și acel clopoțel. Bun, deci după cum vedeți am terminat acest Brawl Pass, mă rog Battle Pass, Brawl Pass ce-o fi. Iar... să luăm acest skin care este super super șmecher, adică îl schimbă complet pe Pelu. După cum vedeți arată super super genial, este așa furios și el. Și da, hai să dăm niște meciuri cu acest skin. O să-l joc acest Lu ca și lane. După cum știți mecanica lui este destul de unică, adică trebuie să ne mergi niște hituri și odată ce se încarcă acea bară O să ia stun inamicul, adică freeze, nu stun, dar cam tot același lucru e. E tot un fel de mecanică cu stun. Dar da, la momentul actual nu este chiar cel mai bun brawler din meta. Are un gadget cât de cât, să zicem, decent, chiar dacă multă lume nu apreciază acel gadget pe Lu, dar chiar este super, super bun și îl ajută în mai multe situații. Bun, deci din ce văd, skinul are și atacul puțin modificat, deși arată super super genial, numai că în meciul ăsta nu am range-ul necesar ca să mă pot compara nici cu Piper, nici cu Bee. O să-mi dau aici. Wow, am dat gadgetul super super prost, dar nu că acolo cu rata Piper, dar nu pot să fac nici eu foarte foarte multe cu Lu, după cum vedeți, pentru că na, e destul destul de greuț. Dar singurul lucru ce ajută super super mult este această ultimată care îi face pe brawler să patineze. O, am dat super greșit gadgetul, iar nu sunt în timp cu reacțiile, după cum vedeți. Dar ok, hai că am urât aici Piper. Mr. P este un brawler acum super super bun. Are, după ce și-a luat buff-ul ăla de damage, este super super jucat, adică da, cam a devenit un brawler foarte foarte bun în meta și dă counter la mulți brawleri precum P și da, mai mulți brawleri din meta actuală, chiar și la Colt. După cum știți, Colt este prea OP, adică cu gadgetul ăla rupe și domină absolut tot. Poți să dai și cu auto aim acel gadget și iei 3K instant, iar Mr. P este un counter chiar decent pentru Colt. N-aș spune că este cel mai bun counter, dar este un counter decent. Uite, aici o să folosesc gadgetul ca să tanchez acel shot de 3K. O să mă bag în turetă să iau puțin heal. Până la urmă, lui este un brawler de control, adică mai mult trebuie să stai cu el la control. Ultimata asta este super overpowered, adică îi face pe brawler să patineze și să ia stun în timp. Deci dacă stă puțin timp în acea zonă, o să ia stun și este un free kill practic. Dar na, am câștigat primul match, hai să trecem la cel de-al doilea match. Ok, trecem și la cel de-al doilea match. Inamici au un comp chiar foarte foarte OP. Cred că este cel mai bun comp de pe mapa asta. Mă rog, nu știu exact de Colette, dar na, Colt-ul este cam cel mai necesar brawler pe mapa aceasta, pe Backyard Ball. Dar hai să vedem dacă putem să ne câștigăm aici lane-urile, adică lane-ul. Încerc aici să fac niște jucuri stând în acest ofiș. Bun, este acolo destul de low acea Colette. Nice, i-am dat încă un hit, o să folosesc ulta și... wow, i-am dat stun. Nice, 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 am luat-o așa acolo și o irosit și ultimata. Para cred că se poate să dea gol. Nice, avem 1-0. Destul, destul de rapid. Cel mai bun game mode, dacă vreți să-l pușați pe Lu lejer, să spun așa, cel mai bun game mode pentru Lu este Siege, dacă nu v-ați dat seama. Poți să faci chiar solo defense la robot fără nicio grijă, adică este chiar atât de OP încât poți să faci defense de unul singur la un robot. Bine, nu peste level 10, dar la acel mod. Poate acolo să dea băieții gol. Nu, wow, cât de aproape a fost acolo para să dea gol. Dar da, aici colegi, după cum vedeți, deci Colt-ul ăla e insane. Mi-am folosit aici gadgetul să tanchez acele shot-uri. O să încerc să stau. Na, n-am reușit. Am încercat puțin să mai stau, dar după cum vedeți, Colt-ul ăla patinează și se învârte. Dar na, am și toate pinurile, după cum vedeți. Uite, sunt geniale. Adică pinurile pe loc cred că sunt cele mai faine. Chiar au fost lucrate. Îmi place și atacul gen de la
sunt schimbate cupele de înghețat, așa, parcă mai de aurite, așa, cu cupă din aia de cupă regală, cum ar veni. O să dau acolo ultima ta pentru control. Nu neapărat să... Adică, până la urmă, dacă pui ultima ta asta pe Lu, într-o zonă de aceea, după cum ați văzut, l-am ajutat acolo pe Raul să-și câștige lane-ul. Wow, cât de aproape. Wow. Ok, Colette e super, super OP. Adică ultima ta e foarte aiurea. Te împinge, te aduce, te... Dar e ok, avem momentan 1-0. O să păstrez puțin ultima ta până în ultimele secunde. După cum vedeți, este destul de greu să dai gol dacă nu le dai team wipe. Dar o să pun ultima ta acolo pe colț să avem puțin mai mult control. Pentru că, na, controlul contează foarte mult. Mai ales că acesta este un brawler de control. Nice. Am luat încă un win. Hai să trecem la cel de-al treilea match. Și la următorul match, din nou Mr. P. Mr. P este un brawl care îmi dă counter absolut și mie și la, și la B. Sunt pe lane cu Colt. Wow, acel gadget e prea de tot. Nu știu, gadgetul pe B și-a luat nerf într-un fel sau altul, dar parcă este mult mai bun decât cum a fost înainte. O să încerc aici să mă bag cu Colt. N-ai și-a ratat acolo un gadget. Asta înseamnă că mai are doar două. Doar două, oricum, dacă nimerește un singur gadget, e practic lane câștigat cu Colt. I-am dat acolo niște hituri destul de nice. Am văzut că s-a retras puțin. Un gadget super, super bun din partea lui Raul. O să-i dau aici pasă la Raul ca să... O să încerce să dea gol. Nice, 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 super. O dat-o super, super bine acolo. Avem 1-0 momentan. Un gol super frumos din partea lui Raul. Hai să vedem dacă ne putem ține lane-ul contra acest Colt. E și destul de greu să nimerești cu Lua, adică are raza aia puțin mai skillful, așa. Am apăsat pe gadget și nu mi s-a apăsat. Ok. Deci reacția am avut, dar gadget nu s-a dat. Nu știu cum. Dar este ok, este ok. Este 1-1 momentan. Și chiar apăsasem pe gadget, că am văzut că o să primesc acel 3K, dar nu este problemă. Hai să punem acum ultima ta asta de control acolo și să ajut midul. Pentru că, na, trebuie să ai și puțină tactică la 3 vs 3. Adică, na, să mai ajuți midul, să ajuți lane-urile, depinde de situații. Aici presează foarte, foarte bine para, deși eu o luat o ultă complet acolo, nu este chiar de mare problemă. Am putut să-i omorâm pe aceia doi, team wipe și meciul este câștigat. Bun, ăsta a fost cel de-al treilea match, hai să trecem la următorul. Ok, trecem și la cel de-al patrulea match, posibil un ultim match, depinde cât durează și acesta. Știu că unele meciuri sunt destul de lungi, dar... încerc să explic cât mai mult posibil și de-aia le păstrez, pentru că multă lume poate mai vrea să audă ce am de spus, poate pe unii le ajută sfaturile pe care le dau. A fost un gadget super super bun acolo din partea lui Raul, iar para o să dea gol aici. Nice, avem 1-0, meciul decurge super super bine. Nu știu, gadgetul acesta pe B este mult prea OP, îi trebuie neapărat un nerf, dă și extrem de mult damage după cum ați văzut. Un singur gadget practic ne-a ajutat să câștigăm, să dăm un gol foarte foarte rapid, fără să facem prea multe. Adică, până la urmă totul contează de control, mai ales pe această mapă. Aș fi vrut să arăt eventual pe Siege cât este de OP acest brawler lui. Pentru că, adică game modul care este excelează acest lui este pe Siege. Dar momentan nu este acel game mod și eu să-l jucăm puțin pe Brawl Ball dacă totuși am deblocat acest skin. O să dau acolo ultimata de control ca să nu poate să dea gol până se respawnează colegii mei. Mă rog, colegii mei pe echipa, nu știu. O să-mi dau aici un gadget să tankez acea ultimata. Wow, n-am reușit. Adică o tanca, dar au venit încă două hituri acolo care, Bun. Momentan ținem controlul. Am reușit să nu luăm gol aici, ceea ce este destul de bine. Au și acel Byron care este mult prea OP. După cum știți, cred că este cel mai OP brawler din joc la momentul actual. Dar, asta e... Wow, ok. Ok. Fără să te aștepți, nu știu exact ce. Este mult prea OP. Hai să-mi dau aici un gadget, poate reușesc să tanchez, nice. Să spamăm aici auto-aim-ul, poate reușesc să o dau, nu. Eventual pară, nu, wow. Ne-a dat și gol. Nu stăm prea bine, deși au un comp
mai bun practic, na, că Lu nu este chiar atât de bun, dar o să-mi dau tot posibilul ca să fac și eu ceva. Încerc aici să-mi câștig lane, un nice hit acolo din partea lui Raul. Dar după cum vedeți, Byron-ul acela trebuie doar să-i dea double tap la Raul și este pur și simplu lane câștigat în overtime și mai e mult prea OP. Iar au murit acolo, după cum vedeți, gen pur și simplu e mult prea OP acel Byron, dar am reușit să câștigăm. Ăsta a fost și ultimul match. Ok, cam asta a fost și episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. A fost un episod special pentru acest skin și pentru că am completat acest Battle Pass. După cum știți, am băgat și foarte, foarte multe gemuri ca să bag niște tiere. De aceea am terminat foarte, foarte rapid acest Battle Pass. Brawl Pass, Battle Pass, tot acolo. Și da, ne revedem mâine cu un nou video. Să aveți o zi sau seară faină, depinde când vedeți acest videoclip. Mai bine, pa, pa. Go crazy berserker, I killed it, it's murder. Go crazy berserker, I killed it, it's murder. Go crazy berserker.